Nu o să bubuie canistra, dar dacă o ridicăm o să mor. Mă rog, nu așa. Ce? Încă nu m-am tuns. Salutare, robinii și robinete, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Pe această dată, oameni buni, Fortnite a făcut un Dita mai update-ul cu Naruto, cu arme noi, o locație nouă și un bug. În acest videoclip le-am acoperit pe toate. Să că înainte să începem treaba, v-aș ruga să-i nutați butonul de like, să vă abonați canalului dacă nu sunteți neapărat robine pe Shopinet și follow pe Instagram, unde aveți o postare cu un giveaway unde puteți câștiga 15.000 de V-Bucks în gifturi. Nu mai zic nimic, vizionare plăcută. Cât de greu poate să fie să găsesc acele cuțite? Adică, pe bune, oare e un loc special de unde ei? Nu cred, cred că pur și simplu le găsești în chesturi și atât. Și ține neapărat să precizez că e prima dată când mă joc cu cuțitele astea. O să fie insane. Dar o să fie tare rău de tot, pentru că sunt așa pe tematica skin-ului meu și cum sunt eu așa mai un asasin. Shut up, you ugly. Eu uzi-l pe ăsta, vine la mine în casă. E sus? E pe casă? Unde mă ăsta? Ia uite-l, bă, e pe stradă, doamne. Vino în casă, maică, că e frig afară. A, by the way, nu uitați de giveaway-ul pe care îl facem, că tot vine vorba de decembrie. Acum revenim la ale noastre. Bă, dă și mie o dată cuțitele alea. Dacă nu-mi dă nici din chestul ăsta, e clar. Doamne. Combat verde? De când e combat verde? Bă, e aici unul. N-a venit nici ăsta. Bă! Băi, cât de braindead sunt playerii acum. Fuck you say to me, you little shit! Dar totuși, de când e combat verde? Bă, bune că n-am văzut niciodată. E prima dată când văd. Mă, iar s-a băgat din aia de vot? Ia, băieți, acum pentru ce mai votăm? Oare se bagă armă nouă? Nu. Ia mă, cât e totuși să votez? Nicio șansă, nu dau goldul pentru așa ceva niciodată în viața mea. Bă, bune băieți, nu votați la aia, că nu. Mă las de Fortnite dacă se bagă iară la. Bă, dar nu vreau, mă, să-mi facă și mie pe plac, să-mi dea și mie cuțitele alea un pic. Plus că ce mi se pare mie mai interesant la cuțitele astea e că nici bine n-au fost băgate și deja au găsit un bug oamenii mei. Cred că Glitch King l-a găsit și o să vi-l arăt în clipul ăsta dacă am dreptate. Mai puiule. Uai, are unul cuțitele alea din spatele meu. Puiule, stai mă cu minte. Adevărat, fii atent că doar... Nu! Cu shotgun vreau să-l bat pe ăsta. Nu! Fucking hell! S-au folosit toate cuțitele pe mine, așa-i? Păi frate, le voiam eu. Dar ce e foarte nașpa e că meciul ăsta, oricum dacă le iau, vreau neapărat să vă rău bugul de care vorbeam mai devreme. Deci o să mor. Teoretic o să pierd meciul în endgame, doar ca să vă rău bugul. Bă, așa, youtuber, dați like, pe bune. Hai la tata cuțitaș. A, și pe lângă asta s-a băgat și zona nouă, se cheamă The Pyramid. O să vă arăt imediat despre ce e vorba. Acum doar să mă bucur și eu de cuțitele astea. Hai, puișor, dăm și mie. Nu-mi dăm o cuțitele alea, bă. Opa. Doamne, cât de paralel cu viața e băiatul ăsta. O să intri în casă. Nu poți să pui perete aici. Nu! Ne-am omorât reciproc! What? Nu vine să cred ce tocmai s-a întâmplat. Băi, voi știți cât de rar e să se întâmple așa ceva? Știu că e mai des să se întâmple cu shotgun-ul decât cu arul. LOL! Nici măcar nu pot să mă supăr că am pierdut. Acum revenim la ale noastre. Cam așa arată noua locație de sus. Se cheamă The Pyramid. Nu știu exact care e toată schema cu asta, pentru că nu am urmărit storyline-ul. M-a fi teoretic The Agency. Habar n-am, nu știu, sunt prost. Eu habar n-am de astea, băieți. Doamne, ce m-a speriat asta. Dar vreau să trag cu asta eu. Doamne. Vai, nu! Fii atent ce fac ăla care dădea după mine. Uite-l, bă, cum mă campează, nu vine să cred. Doamne, cât de... Nu! E alea! Sunt alea! Băi, astea sunt efectiv proximity minori, jur. Nu minori, de-alea. Uite-l, bă, Naruto! Dar dacă cade aici o să mor. Ui, Naruto! Prea bun sunt la joc, cum cobor de aici? Ia uite-mă că singurele bricege care erau aici le-a găsit Naruto ăla și le-a și consumat pe mine și nici nu m-a omorât. Și mă gândesc că n-ar trebui să pice așa greu pentru că mulți playeri le-au avut în meciurile cu mine. Te-am văzut, amice. Păi trag prea bine cu arma asta, pe bune. Ia uite-l pe ăsta. Le are. Aaa, păi așa rău ești? Nu vine să crezi și ăla era ultimul pe care l-avea. Ia fiți atenți, băieți, că se încaie ăștia doi. Ia uite dragonul ăla. Vreau pampul ăla, move repede. Bă, tu te înfrucți cu lutul meu? Doamne, în sfârșit am găsit cuțitele astea. Băi, frate, nu mai suportam. Lasă-mă, doar vreau să testez, jur. Băi, chiar vreau să testez bugul, lăsați-mă, pace, băi. Bun, avem nevoie de o canistră de cuțite, da? Aruncăm și dă-me. Da, bă, bubuie, o să muriți dacă faceți asta. Pe bune, să nu încercați. Chiar merge bugul, nu vine să cred. Acum e timpul, băieți, să câștigăm meciul ăsta adevărat. Am niște chestii pe care probabil tu le-ai vrea. E vorba de cuțitele astea. Aolo! Uite-o, iau. Ah, nu l-am nimerit. Fii atent ce third party le dau. Primește-mă și pe mine în viața ta. Nu vrei, a? Ei, dar putem mânca înghețată împreună. Îți place înghețata, a? Mie îmi place. Se vede după mine că îmi place înghețata, băieți. Of, dar am rămas fără cuțite acum.
O să rămâi în inimile noastre. S-a dus băieți și face viața. Salutare, domnule broscuță. Hai să nu mă vadă, fiți atenți băieți, ninja silențios sunt. Oare are și el din alea de la Naruto cuțetă de alea? Fii atent, fii atent. Fii atent ce fac. Mă prins de el. Fiți atenți băieți, hai să vă arăt un edit ăsta fain așa. Are, băi, e nebun la cap. Nu, vine să cred că le-a aruncat așa random. Oameni, și eu voiam să fac râs de băiatul ăla. Hai, vrei să lupți cu arma mea? Păi tu ești mecher, bă. Poate. Bă, bă, bune, tu n-ai ceva mai bun de făcut cu toată viața ta? Hai mă puiule, vină încoace să vedem cine e cel mai șmecher. Eu sunt cel mai șmecher. Ia uite-l vere ce fuge, nu vine să cred. Hei, este al meu. Te salut. Tu de ce tragi după mine când mă bag cu alt băiat? Uite ce ai pățit. Te-ai dizolvat ca o pastilă efervescentă în apa de la robinet. Mamă, ce glumeam. Tu ai cuțite. Dar le aruncă pe toate în mine. Băi, doar uitați-vă. Bă, bune, am cum să iau și eu cuțitele alea și să nu le irosesc cum fac băieții ăștia. Da, altul noi băieți. What? Doamne, ia uitați băieți cuțetele. Aha, deci cred că poți să taci 6 maxim. Bă, prea bine arată skin-ul meu cu chestia asta în mână. Bă, bune, zici că e din același film. Dar cred că o să dureze ceva până o să învăț să folosesc cuțitele astea. Nu, de altă dată știu cât de inapt sunt. Ăla nu mă știe pe mine și nici ăsta. Mă știe ăla din spate ce-i drept, care dădea ca un disperat după mine. Cred că îi place de mine, băieți. A venit maimuța Mifu pe mine. Jură-te că după mine veniți. Nu cred. Mamă, și nu mi-am luat un șped. Mă, cum ai ajuns aici? Păi nu folosesc eu cuțitele pe tine, da, te bat. Vai de capul tău. Nu! Maimuță proastă. Dar ce e mai tare e că acum există un bug cu canistra și cu noua armă de la Naruto. Dacă facem așa, nu o să bubuie canistra. Dar dacă o ridicăm o să mor. Mă rog, nu asta trebuie să se întâmple. Ideea e că bubuie și a mers bug-ul. Da, să nu faceți niciodată asta. După ce am bătut tot Lazy Lake-ul, că știți foarte bine cine e cel mai bun jucător de la el de pe scaun, în sfârșit am făcut și noi rost de cuțitele astea nebune rău de tot. Acum să vedem pe cine le folosim, să vedem dacă mai găsim oameni. Cu siguranță dacă intru în astea nu o să găsesc pe nimeni. Băi, vere, sunt prost rău de tot, bă, bune. Mă las să folosesc și eu șurichenele astea pe tine. Altele. Și avem și player acolo. Foai, numai bine, au picat toate. Ia să vedem, putem sta ca 6? Da, mă. Wow! Mamă, dacă le dai în el, bubuie instant. Asta nu știam. Bă, cât de prost sunt. Dar dau 34 damage. Oare dacă dau un cap? Nu îți dau eu voie să mă bați. Uai, dar n-am eu ținta asta să-l nimeresc acolo. Eu încerc, dar nu văd. Era țintă pe el. Nici o treabă n-au ei cu mine. Au. Da, nu știu ce părere să-mi fac sincer de nou item. E tare, dar dă puțin damage. Eu sunt dobitoc și inevitabil o să mor cu el. Vine băiatul ăsta pe mine și o să mă bată. Nu mai suport arma aia. Băi, țineți minte povestea din meciul trecut? Din clipul trecut. Ia uite-l mă ce fuge. Drum bun și cale bătută că eu nu vin după tine. Ce ai făcut puiuț? Fiți atenți că mi-ai dat un cap de ăsta nesimțit. Asta doar așa l-am bătut, băieți. Ce faci, băi, tati? Vrei să furi itemele? Opa, skin de transpirat? Nu, numai materiale. Degeaba, ready. Degeaba încerci. E greu, pe bune. Un pic de frică n-au și ei de mânia mea. M-o supăr acum și ba pe toți. Și mă, un gral fuge de mine dacă mă vede. GG's, bro. Uite-l, mă, uite cine dă-n mine, băieți. Uite cine dă-n mine, băieți. Băi, bro. Ia uite-l, mă. Și-a pus la 11, el crede că fuge. A, fugi, că nu-l mai găsesc. Cuțite, e pup, bro. Mamă, ce m-am speriat. A, nu-i problemă, fii atent că știu cum-l bap ăsta. Așa. L-am linșat pe băiat. Asta dă viață, băieți. Nu s-a așteptat băiatul ăsta să intru așa peste el niciodată. Și acum avem și cuțitele pentru endgame. Opa, și am găsit și o comoară. Fii atent că nu ne știe. Aulă, mai e unul aici. Hai să ne batem așa. Jucăm noi riscant, dar nu ne punem viața în pericol. Și lăsăm pe nătărăul ăsta să ne bată. Fiți atenți ce play nesimțit o să fac. Nu! Fii atent. Bă, cum l-am dat acolo? Ia-l! Nu-l vrea, bă? A, păi tu te țin asta mea, bro. Cu cuțitul ăsta puternic rău de tot. Nu, glumesc. E așa și așa arma, nu? Are bune, are rele și are și un bug. Nu pot să zic că mă impresionează pe mine personal. 34 de damage mi se pare un pic cam slab. Da, e fun.